Iandra! Wow! Și nu e de la reflectoare! Nu e de la reflectoare! Strălucești de-a dreptul! Diandra, dar ia, te rog, ridică-te puțin în picioare să te vedem așa cu totul. Uite cât de frumoasă ești! Ești ca o gazelă! Mulțumesc! Ia un loc. Faci sport? Nu. Nu faci sport? Am făcut în trecut. Ai făcut în trecut, se vede. Da. Mai sunt încă rămășițe, dar trebuie să mergi și să perseverezi ca să îți rămână trupul ăsta frumos da, pe care ți-l... Da, din păcate nu prea am timp. De ce? Pentru că mi-am ales o carieră în care trebuie să muncesc foarte mult. Adică? Sunt studentă la medicină. Opa, doamna doctor! Domnișoara doctor! Așa. Sunt studentă în anul întâi, dar trebuie să învăț foarte mult. Și ai timp și de dragoste? Vreau să-mi fac timp pentru asta. Întotdeauna trebuie să ne facem timp pentru dragoste, indiferent de cât de ocupați suntem. Pentru că dacă suntem bine acolo în sufletul nostru, restul lucrurilor vin de la sine. Bun, deci medicinistă. Da. 1,70 m. 70. Blondă, înaltă, frumoasă. Diandra, stai un pic, că ne oprim din discuție, dar o să revenim imediat. Pentru că am înțeles că Gabriela a ajuns la... Cum se numește domnul... Gabriela, nu? Gabriela. A ajuns la Gabriela și aș vrea să văd și eu imagini, dacă putem să vedem imagini de acolo, pentru că sunt tare curioasă să văd ce se întâmplă. Avem imagini sau nu avem imagini? Ne-am reîntors și înainte de a intra în pauza de publicitate, v-am promis că o să o cunoaștem pe Diandra. Diandra, știm despre ea că este tânără, că e în anul întâi de facultate la medicină, că are 1,70 m, că e frumoasă de pică și e singură, nu? Da. De ce? Am avut și eu o relație serioasă, dar nu a fost să fie. Dar serioase sunt și imaginile noastre pe care le-am pregătit cu Diandra și o să vă invit să le vizionăm împreună chiar acum. Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Bună! Bună, eu sunt Gabriel. Eu sunt Diandra. Ai spus să venim aici la spital? Ai pățit ceva? Nu. Sunt studentă la facultatea de medicină și astăzi am avut practică, de asta v-am chemat aici. Ai făcut cursuri la... Da, și abia acum am terminat. Bine, păi atunci hai să discutăm mai multe despre chestia asta. Ok. În primul rând vreau să-mi spui ce cauți la persoana pe care o să întâlnești în cadrul emisiunii. Cum ai vrea să fie bărbatul pe care o să întâlnești în emisiune? Aș vrea să fie o persoană înțelegătoare, o persoană care mă poate sprijini în cariera pe care doresc să o urmez, să nu fie gelos, să nu fie invidios pe ceea ce fac eu și pe visurile mele. Eu sunt o persoană destul de înțelegătoare, accept multe lucruri până la un anumit punct, dacă sunt și mie acceptate. Sunt foarte comunicativă într-o relație, ceea ce mi se pare foarte important. Știu să mă descurc și singură și cred că un bărbat ar trebui să aprecieze asta la o femeie. Și cam atât. Restul îmi las viitorul partener să descopere. Cred că defectul meu cel mai mare este faptul că mă enervez destul de ușor. Dar știu să mă temperez în anumite situații. Sunt puțin geloasă, nu foarte mult. Și nu știu, cred că astea sunt principalele mele defecturi. Eu asta văd cel puțin, nu știu ceilalți. Și sincer, nu prea mă interesează părerea celorlalți legate de defectele mele. Următoarea mea relație, bineînțeles, că o văd total diferită de cea pe care tocmai am încheiat-o. Aș vrea ca următoarea mea relație să fie
cu un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, care știe să mă susțină, să îmi aprecieze toată munca pe care am depus-o până acum și pe care o voi depune în viitor, să existe înțelegere, să existe comunicare între noi, să nu mă mintă, nu suport niciuna și sper să-mi găsesc un astfel de bărbat în această emisiune cu care să îmi pot construi un viitor. Relația pe care am încheiat-o a fost o relație frumoasă, o relație serioasă, o iubire adolescentină în care eu mi-am creat foarte multe visuri, la fel și el. Când am terminat liceul, ne-am hotărât să mergem amândoi la facultatea de medicină. Din păcate, el nu a reușit și de atunci au început discuțiile între noi. El nu prea era hotărât. Eu, în momentul acela, mi-am dat seama că el a devenit puțin invidios, puțin gelos pe faptul că eu am reușit și el nu. La un moment dat mi-a propus să renunț la facultate, ca apoi anul următor să mergem împreună, să reușim împreună, dar eu nu am fost de acord și am considerat că nu ar trebui să renunț la cariera mea pentru o astfel de iubire. Pentru că în momentul acela eu nu o mai puteam numi iubire, în momentul în care el nu mă susține și nu mi este alături. Bună, sunt Diandra, am 20 de ani, sunt studentă în anul întâi la Facultatea de Medicină. M-am înscris la show-ul Te iubesc de nu te vezi pentru a-mi găsi o persoană la fel de interesantă ca și mine. Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Diandra! O fată frumoasă, asta se vede cu ochiul liber. Și cu toate astea, te-a lăsat iubitul tău. Da. Te-a lăsat pentru că? Mai degrabă eu l-am lăsat pe el. Așa. Deoarece a fost invidios pe cariera mea și pe faptul că eu am reușit să intru la facultate de medicină și el nu. Da, eu am înțeles că el ți-a făcut eu o propunere care n-a fost tocmai la locul ei. Da, mi-a propus să renunț la facultate pentru a mă înscrie anul următor și poate de data asta va reuși și el, pentru că acesta era visul nostru, să intrăm amândoi la facultate de medicină, să avem o carieră și apoi să ne descurcăm în viitor. Țineți un pic vorba, pentru că vreau să le spun telespectatorilor că noi, în timp ce discutăm, dumneavoastră puteți vedea imagini. Chiar aici, în stânga mea, e un colțișor pe ecran rezervat în exclusivitate primei transmisiuni în direct în emisiunea noastră. Este vorba de Gabriel și de cea de-a doua soție a domnului Horia, care pare să că se apropie de studioul nostru. Din ceea ce îmi spun colegii, sunt destul de aproape, mai sunt doar câteva minute până când vor ajunge aici la noi, la studio. Ești pregătit? M-a dat el așa din umeri. Doar voi doi știți ce s-a întâmplat acolo. Și o să aflăm și noi în curând. Dar până când vor ajunge cei doi, mă întorc la Diandra pentru că vreau să o descoper un pic mai bine. Bun. Deci el ți-a făcut o propunere care mie mi se pare indecentă. Practic, el îți spunea să renunți la toate realizările tale pentru un an și să o iei de la capăt peste un an. Și în anul ăsta ce să faci? Să stai și să te iubești cu el sau ce? Da, și să îl meditezi. Și să-l meditezi. Da, adevărul este că așa meditatoare orice bărbat și-ar dori. Da. Și dacă, de exemplu, la anul tu l-ai fi meditat în anul ăsta, tu ai fi intrat din nou la medicină și el nu, îl mai meditai încă un an? Nu. Și ați fi stat așa până la adânci bătrâneți? Nu, atunci ar fi semnat că el chiar are o problemă și nu este făcut pentru această carieră. Diandra, draga mea, mie mi se pare, nu știu dacă sunt toți în asentimentul meu, dar mie mi se pare că tu ai luat decizia înțeleaptă. Pentru că până la urmă, dacă iubești pe cineva, îl lași
să-și vadă de viață și să-și împlinească visele. Nu numai că îl lași, dar îl și ajuți să-și împlinească visele. Asta i-am spus și eu lui. De fapt, asta înseamnă să împărtășești, asta înseamnă să iubești, asta înseamnă să fii cu cineva în adevăratul sens al cuvântului. Ea este Diandra și vom mai avea de-a face cu ea, te invit acolo alături de ceilalți.